Mara Calista, fostul consilier personal al premierului Dacian Cioloș și actual candidat al PNL, Telorman, pe prima poziție la Camera Deputaților, susține că a ales să se axeze pe domeniul medical în Telorman, deoarece experiența acumulată în Guvernul României ar putea contribui la o dezvoltare a acestui sector pe plan local. Fie că vorbim, cum spuneau și colegii mei, de agricultură, de economie, de sănătate, de educație și cel mai important de sărăcia care există în acest județ și lipsa locurilor de muncă din acest județ. Acestea sunt unele din puținele motive pentru care mă aflu astăzi în fața dumneavoastră în această calitate de candidat la Camera Deputaților. Pentru a-i reprezenta cât mai bine pe telormâneni în Parlamentul României, liberalii și-au propus ca la nivel județean să câștige două mandate de deputat din cele 5 disponibile și unul de senator din cele 2 mandate disponibile. Pentru acest lucru însă ar avea nevoie să obțină cel puțin 33% din voturile telormânenilor. Astfel, în perioada următoare, candidații își propun să desfășoare o campanie electorală din ușă în ușă.